Părinți de gașcă cu Mirela Retegan la Europa FM. Bună dimineața, ce frumoasă este viața! Sunt Mirela la Retegan și astăzi la Părinți de Gașcă am invitat o prietenă foarte dragă mie. Enike Santo este stilistă, este omul care acum vreo 8 ani de zile a intrat în dulapul meu și a aruncat toate rochiile înflorate care spuneau că n-au nicio legătură cu treaba pe care o am eu de făcut atunci când mă duc la birou. Dar dincolo de asta, datorită ei, am reușit să mă îmbrac corespunzător mesajului pe care vreau să-l transmit. Așa că, astăzi, drag Dragi părinți, o să încercăm împreună cu Enică să aflăm cum ar trebui să se îmbrace niște părinți de gașcă și cum facem noi, toți părinții, să acceptăm hainele pe care le aleg copiii noștri, indiferent că au 3, 13, 23, 33, 53 de ani, pentru că mama în continuare se uită cu un ochi critic la mine atunci când apar undeva. Bună dimineața, Enică! Bună dimineața, Mirela, mamă, ce introducere! Sunt onorată să fiu aici, mă bucur. Mie îmi place foarte tare la radio, tot timpul mi-a plăcut radioul. Sunt fericită că Deși suntem... Deși Da. Dar din dar... fericire astăzi se și vede și oamenii pot să urmărească exact. online și uh, pe YouTube și imagini cu noi în studio. Are un farmec aparte, evident că acești copii despre care vorbim noi astăzi nu cred că <laughs> mai ascultă radio. Ba da, dar... ascultă în mașină de multe ori cu părinții. Uh, sunt foarte mulți părinți care se, sunt la drum în momentul ăsta... é Dominica é pe părinți. și părinții ascultă și dacă, mi-au spus că e una dintre foarte puținele emisiuni și eu sunt o voce pe care copiii o ascultă pentru că sunt antiprezentatoarea de la Zurli, pentru că ei mă știu, pentru cei mici încă sunt acolo, pentru adolescenți sunt parte din copilăria lor Da, să știi că de multe ori am vrut să te rog să înregistrezi niște propoziții pentru mine pe care să îi le pun Sofiei când nu mă ascult care să le înveți pe din afară tu și să-i le spui. Să audă, să audă vocea ta, cum zice Mirela Retegan. Acum trezește-te, ia cartea și citește. Nu, no, nu, no, eu o să, dacă vrei, eu pot să-ți înregistrez niște replici pe care să le asculti tu și să zic, Enike, respiră, calmează-te, durează... Da,

da? Cățelușul e unde mergi Cățeluș da. mic unde mergi da. ha, Ce drăguț, am învățat o poezie de Lenin în ungurește <gântu -i> Nu știam Cum se îmbracă părinții de gașcă? Părinții de gașcă se îmbracă cu grijă uh, Nu trebuie să fie asta vreo presiune, Doamne ferește Dar e un subiect bun de discutat pentru că, în general, mai ales la vârste mai mici, copiii au tendința să-și găsească tot felul de modele, modele unii chiar și obsesii vis-a-vis -vis de niște personaje, ce a fost pentru mine foarte important, pot să zic. În perioada aceea, o învățam pe Sofie să fie foarte atentă la materiale. Să-mi să să-mi spună, da, să spună dacă o zgârie, dacă nu-i place, dacă, să înțeleagă care este diferența dintre un material plasticos și unul care este o okay, sănătos. sănătos exact. Adică e foarte important asta, în primă instanță. Să știe copilul că orice este plastic sintetic, dăunează Știi și nu mai bine ales să în, porți multă vreme. În perioada în care copiii sunt foarte mici, uh, ne, ne prinde viața și ne prinde responsabilitățile, și nu mai punem preț pe felul în care arătăm noi. Eu uh, îmi amintesc că, atunci când Maia era mică, avea. 4 5 6 ani. Eu alegeam uh, uh, haine uh, ardeleni, știu, uh, trocioșe, <laughs> și papuci, lopți au oversize. <laughs> da. oversize acum, trocioșe erau uh, pe vremea aceea foarte largi care da. închisă la culoare, care se mascheze cât mai mult din uh, lipsa mea de timp pentru uh, felul în care m-am îmbrăcat. Și mergeam cu Maia pe stradă și vedea câte o mamă țiplă și se uita la mine și zice, Ce mamă frumoasă are copilul ăla Și acum e valabil acest lucru Da, într-adevăr vine un moment în care copiii încep să fie atenți și la părinții altor copii Mai ales din momentul în care intră într-un într grup Într-o organizație La grădiniță, la școală Normal Mie mi se pare că în zilele noastre, acum în 2020, deja uh, ei pot vedea o diversitate extrem de mare față de ce vedeam noi pe vremea noastră. E știi ce am înțeles atunci? Am înțeles că pentru un copil să vadă o mamă îngrijită e dincolo de aspect. E, e mesajul pe care îl transmite o femeie care se îngrijește. că e safe, Da, ei nu în că ei, e nu siguranță, că ei e... încă nu percep cât de îngrijit e un părinte, cât de, de percep la nivel de comunicare mai degrabă, okay. adică îi cataloguează drept cool sau nesuferit sau dar nu din ce văd în desene, din Exact, mai mai degrabă se uită la limbajul corpului. Dar, într-adevăr, e foarte, foarte important cât de îngrijit ești, mai degrabă decât ce, să ce fel, în fel în... de branduri ai pe tine sau cât de scumpe îți sunt hainele. Real, e important pentru că noi, chiar dacă vorbim cu ei și încercăm să educăm și să le spunem, ei, după puterea exemplului, se vor ghida cu adevărat vis-a-vis -vis de. Okay, asta. Ai spus că un părinte de gașcă ar trebui să fie. Să se îmbrace cu grijă. Da, și să transmită copilului, în primul rând, niște valori care țin de familia lui sau de uh, proveniența uh, familiei respective. Adică, trebuie să știe copiii din ce cultură vin, trebuie să știe, din punctul meu de vedere, este sănătos și acum să existe hainele de duminică, de exemplu. Uh, pentru că, de mic, trebuie să înveți că există în dulapul tău, indiferent de cât de bogat, sărac ești, acea ținută care îți dă senzația de sărbătoare, care îți aduce aminte că acum e Crăciunul sau acum e Paștele. Înțelegi îmbrăcându-te în hainele respective că trebuie să onorezi un eveniment. Asta este uh, primul lucru, esențial. Și eu țin minte și acum, nu țin minte foarte multe lucruri de când eram mică, să că uităm. Dar e mea cool, mi țin minte exact cum arăta uh, rochița mea cu care mă îmbrăcam de Paște și de Crăciun. Era rochița mea preferată și când mi-a rămas mică am plâns mult. Adică în, în primăvara în care am constatat că nu mai vine nici pe o mână, știi cum e la copii, cresc dintr-o dată, la un moment dat au crescut mult, așa am suferit mult că n-am mai avut acea rochiță și am încercat să refac cumva imaginea acelei rochițe și pentru Sofie când a fost mică și tot așa am refăcut un, un paltonaj trenci roz pe care l-am avut eu când eram mică și de care eram obsedată. Deci nu e suficient să le cumpărăm lor haine, pentru că eu țin minte că atunci când era mică Maia, mă duceam să-mi cumpăr mie ceva și ieșeam din uh, uh, mall cu o grămadă de lucruri pentru ea și mie nu mi cumpăram nimic. <laughs> și mă îmbrăcam în continuare, trotioși, cu scuza că important e... Iar ea arăta țiplă, era scoasă din cutie cu cele mai frumoase lucruri și eu eram... Uh, Șterse, neutră. Cred că toate mamele trecem prin perioada asta în care copiii trag de tricou și nu-ți pui lanțuri, bijuterii o vreme pentru că. Duci copilul în brațe, îl iei, îl, îi mai dai să mănânce și ai o perioadă din asta în care ești mai trotcios, cum, cum zici tu. Nu trebuie să punem presiune pe noi înșine. Până la urmă, fiecare om trebuie să-și trăiască perioada asta, concentrându-se mai degrabă la bunăstarea psihică. E adevărat că și hainele ți-ar da. Un alt, o altă stare. De exact, o altă stare. Dar cumva, toate lucrurile astea trebuie făcute progresiv, pentru că tu, în perioada aceasta în care uh, pari un pic mai neglijent, uh, de fapt, treci printr-o perioadă de schimbare reală. Viața ta se schimbă complet, a venit un copil sau al doilea copil sau al treilea, nici nu mai contează. Ai un, uh, un om de care trebuie să ai grijă, pe care nu-l cunoști trebuie să te concentrezi să-l cunoști și în același timp trebuie să te înțelegi și pe tine și schimbarea din tine de foarte multe ori am constatat inclusiv la prietenele mele că au devenit mult mai feminine după ce au născut și asta, această constatare vine doar dacă ești atent și la tine cât poți, dar trebuie să fii atent și la tine în toată perioadele astea de schimbări mi-a venit în minte o întrebare. Ce ți-amintești legat de vestimentație despre mama ta? Wow! Am, am flash dar îmi, îmi amintesc, de exemplu, că în garderoba ei, cred că avea maxim două perechi de pantaloni. Nu purta pantaloni, purta fuste și rochii. Dar majoritatea femeilor în anii 70-80 purtau fuste eu rochii eu mi-am pe mama acum îmi vine o imagine și asta m-a urmărit toată copilăria și toată viața mama îmbrăcată într-o rochie galbenă foarte scurtă mama era superbă și uh, avea niște picioare foarte frumoase și purta fust rochie, rochie cambrată scurtă, cu mânecă scurtă și avea un coc foarte da. frumos! Și imaginea asta m-a urmărit toată copilăria. Și că uh, se, se îngrijau foarte atent la Așa dacă la să închizi ochii și să o vezi pe mama ta într-o astfel de imagine, cum ar fi? E într-o rochie de culoare a lavandei, avea o rochie pe care mie mi se părea o poezie, era o rochie din mătase, de culoare a lavandei, avea un print ușor așa cu, cu niște floricele, rochia avea și o fundă care se lega la gât și vezi că până acum am ținut această Obsesie cu fundele la gât. Mi se par foarte feminine, dar și drăguțe în același timp. Și îmi place dacă o femeie poate să fie și feminină, și sexy, și drăguță, mi se pare pachetul complet. așa. Am vrut să facem acest exercițiu pentru că aș vrea și cei care ne ascultă să închidă ochii și să încerce să uh, vizualizeze o imagine cu mama lor, acea imagine. Ca să înțelegem și să ne amintim că, la rândul lor, copiii noștri, într-o zi, o să închidă ochii și o să da, ne lăsăm își amintească ceva da. și ce vrem să-și amintească, de fapt, copilul despre cum arăta mama. Inclusiv miros, îmi aduc aminte. Mi-aduc aminte cum mirosea parfumul, mi-aduc aminte cum mirosea dulapul în care își ținea uh, puținele produse de make-up. Era un miros de pudră, așa, îmi plăcea mereu, mă fascina, că folosea acel dulap doar dacă mergea la o nuntă, un botez. La evenimente. Exact. Ce ar trebui să nu lipsească din garderoba unor părinți de gașcă? Hainele de sărbătoare. Okay. Să știe și copilul care sunt acele haine și să le respecte. Mie mi se pare important să ai și un costum popular din zona din care provii, pentru că ai ocazia să vorbești cu copilul despre o grămadă de lucruri care țin de partea asta. Și, în rest, trebuie cumva să-i fie foarte ușor copilului să te înțeleagă pe tine ca om. Adică, trebuie să-ți potrivești. Foarte bine hainele. Cu ce activități faci tu zilnic? Cumva, copilul să știe că, indiferent că ești paznic la o instituție, că ești director, că ești profesor, că ești asistent medical, nu contează, să ai acel stil specific la serviciu, dar să ai și personalitatea ta, din uh, timpul liber, să, să vadă aceste diferențe. De să nu îmbrac cul cool numai ca să fiu îmbrăcată cool? Mm, dacă ai Dacă nu mi se potrivește. Dacă, dacă nu ți se potrivește. Dacă nu mi ești cul, cool, nu te îmbrăca. O să derutezi copilul. <laughs> ok. Da. Și mai important de atât, e atenția la. Uh, la îngrijirea mâinilor, a corpului, a dinților, a părului. părului. O să profit de momentul ăsta să te întreb cum ar trebui să se îmbrace un profesor, profesoară, O, ar o trebui învățătoare. Să facem o educatoare. Un serial pe tema asta. Am comentat mult de-a lungul timpului, mai ales de când Sofie merge la școală. Sunt profesori care înțeleg ce au de făcut și sunt profesori care. Nici nu pot să spun că nu înțeleg. Din punctul meu de vedere, un profesor care nu reușește să se impună și cu stil față de copii este de lăsător. Adică nu, nu are chemare pentru această meserie. Toți profesorii ar trebui să înțeleagă că felul în care apar ei în fața copiilor este hotărător real. E foarte, foarte important. Hai să ajutăm. Uite, ne ascultă foarte multe educatoare și învățătoare. Care Eu vor să știu... fie și comode, vor să fie să și impresioneze. Vor, vor să fie care? și comode, nu au veniturile, o să, o, să, o să auzim că nu au destui bani, posibilități, să, da. posibilități sau cunoștințe sau scuze, o să auzim. Dar nu au educație. Sau nu au educație. Nu poți să ai pretenția de la copii pentru că am avut discuții foarte multe cu foarte mulți părinți vis-a-vis -vis de, uite, de fenomenul ăsta că ți-am povestit și ție, cu unghiile, da? Că este un trend acum, toate adolescentele au niște unghii, nu știu, nu înțeleg ce vor să facă cu ele. Înțeleg această plăcere să te dai cu ojă, dar unghiile trebuie să aibă o să știi lungime. să știți că noi. Și mergem la asta da. uh, imediat după pauză, unde uh, o să vreau să vorbim uh, preponderent despre lucrurile pe care și le doresc copiii din punct de vedere al uh, vestimentației și accesoriilor. Dar să rămânem un pic acolo la educatoare nu au bani, nu au o educație, nu au un stilist care să le învețe. Care sunt lucrurile pe care ele le pot face ca să să, să fie o bucurie când intră la clasă? Să aibă curiozitatea să cunoască real copiii cărora le predau, în primul rând. Așa. Asta, Și cu asta ce este prim îmbrace? asta este primul pas să vadă, să se uite atenți la copiii cărora le predau și să, să-și facă o listă cu ce nu le place la copii. Copiii nu, cu ce nu, ce nu, le place lor, că ei, ei vin și încep Despre și, copii. Uh, despică despică filmul 4 cum copiii nu vin îmbrăcați cum trebuie la școală. Ok, de ce nu vin îmbrăcați cum trebuie copiii la școală? Păi au văzut real exemple de profesori care vin îmbrăcați cum trebuie, că este vina tuturor. Deci, eu te întreb pe tine cum se, îmbracă, cum ar trebui să se îmbrace o, o educație că... și tu îmi spui că ea trebuie să-și exact. studieze copiii. Exact, ca să. Exact. Pentru că tu dacă nu studiezi oamenii cărora li te adresezi și nu le înțelegi lipsurile sau ignoranța din perspectiva ta, nu știi ce ai de făcut. Ce ai de făcut? Nu? De ce vrei să uh, te îmbraci cum trebuie? Pentru că vrei să dai un exemplu. Cui vrei să dai un exemplu? Păi trebuie să-l cunoști pe acel om căruia tu vrei să-i dai un exemplu. Trebuie să înțelegi despre el. Ce știe? Ce nu știe? ce îl interesează? Ce nu-l interesează? Categoric. Pe care le avem. Categoric. Și hai să nu mai fim ipocriți vis-a-vis -vis de chestia asta, că aud foarte multe A, nu contează cum te îmbraci, contează cum ești, cum nu, contează tot real contează tot, noi acum a trăim hai n vorbește ar trebui... și despre disponibilitate da. și despre cunoștințe hai să ne ancorăm despre... în realitate în realitatea de acum acum 100 de ani într-adevăr nu era așa acum 100 de ani puteai să faci diferențele între clasele sociale pe stradă în funcție de cum se îmbrăca oamenii acum nu mai poți să faci asta acum faci diferențe între personalități cum faci diferențele între personalități, te uiți și la cum s-a îmbrăcat omul, nu? Dacă vrei să bați toba vis-a-vis -vis de un lucru, dacă vrei ca oamenii să te asculte, primul lucru pe care îl faci ești atent cum te prezinți. Ești atent cum vorbești, ești atent să fii spălat, să fii pieptănat, să stai drept. Și, și, la Santo? și la ton, că eu am o problemă cu tonul, că eu tot timpul cert oameni, ce îi cert că nu mai pot. <laughs> Dar tu trimite mesajul ăla, poenii respiră. <laughs> Îți promit că-l fac. Enrique Santo este invitată astăzi la Părinți de gașcă. Ne întoarcem imediat după pauză să vedem cum facem noi, părinții, să acceptăm toate direcțiile în care se duc copiii noștri atunci când încep să-și aleagă singuri hainuțele. Adică, de la 2 An, poate chiar un an și jumate, nu știu, cred că în curând, o, 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 embrionul să-și aleagă hainele de, dinainte de a sunt se naște, convinsă. pentru că scade din ce în ce mai tare uh, targetul. Ascultă, părinți de gașcă. Ne-am întors la părinți de gașcă, sunt la Retegan și am o stilistă invitată în această ediție, pentru că vreau să aflăm de la Enrique Santo cum ar trebui să acceptăm sau ce să facem? Pe ce butoane să apăsăm ca să acceptăm alegerile vestimentare ale copiilor noștri? Să le acceptăm cât mai repede. Să, să nu... le acceptăm cât mai repede? Da, să nu amânăm. Dacă, pentru că știi cum e, acum noi avem niște repere și ne gândim că o fetiță n-ar trebui să își pună ojă decât după 14 ani sau mai știu eu. Sunt, sunt tot felul de familii, tot felul de tradiții, tot felul de păreri. Eu cred că trăim într-o lume în care e bine să lăsăm copilul să experimenteze cât, cât de mic e, n-are relevanță. Oricât de mic este, să-l lăsăm să experimenteze, să explicăm, pentru că ei se plictisesc repede. E mai bine să încerce trusa de machiaj și să se plictisească de ea până la 14 ani. E foarte bună decât, ideea asta, să-i lăsăm să consume atunci da, când da, simt că se nevoia, consumă. decât să Garantați acumuleze se da. dorință da. și așteptare. Acumulează dorință, așteptare și fac pe ascuns, că asta se întâmplă. Când, când văd că părinții nu agrează sau pun un blocaj într-un sens de genul ăsta, ei oricum vor face, cu voia sau fără voia ta, știu că foarte mulți părinți se confruntă cu dorința copilului de a merge îmbrăcat în tot felul de costume, de personaj, la Doamne, eu m-am bucurat la... de fiecare dată. Am lăsat-o pe Sofie inclusiv în pijama să meargă la grădiniță. A fost foarte fan. Adică rămâi cu niște amintiri, că nu, se întâmplă nimic. Chiar sunt momente superbe alea. Deci dacă un copil cere și își dorește Vă rog, să meargă îmbrăcat în personaj, da. să meargă în pijamale... Da. Aș vrea să fie încurajați și de părinți și de educatori în sensul ăsta. Pentru că este, practic, primul moment în care ei realizează că pot să se exprime și așa. Nu preferi să se exprime așa copilul decât urlând? Să-i să încurajezi orice acțiune care vine... Din inițiativa lui, pentru că așa a simțit. Păi, Enică, dar se face neagră toată la ochi da, în preadolescență. Și ce se cum? Hm? Pe spreadolescență? Da. Și în preadolescență, când e neagră toată și buzele negre. Ei și... Vezi că norocul, acum, știi cum e? Te las, dar te las dacă ai o petrecere sau dacă mergem la. Uh, niște prieteni uh, la terasă. Te las. Nu la școală. Nu se, nu se poate nici să Interziște îi interzici tot. total. Cred că perioada asta de adolescență e, și tu trebuie să știi mai bine, dar la mine de vreo 2 ani e o negociere continuă. Negociez acasă mai... Ceva ca la serviciu. Este... Eu te am avertizat. Da. Cum se îmbracă Sofie? Doia, acasă o fetiță care are. Sofia, 13 ani. Da, 13. 13 uh, Sofia a avut mai multe uh, etape, mai multe perioade. A fost și în perioada cu Elsa și Ana, a fost și în perioada cu Barbie și Fundițe și rochițe a fost în perioada în care s-ar fi îmbrăcat numai cu haine mulate, acum este în perioada Billie Eilish. Adică, cred că e cumva în rând cu toți adolescenții. Cum e această perioadă? E o perioadă mai... Ce se îmbracă? Mai, cum ai zis tu, mai oversize. Haine mult mai mari decât da, măsura lor. Exact, haine mai mari decât măsura lor. Norocul ei este că o ajută înălțimea. În general, încerc să-i explic, o las în pace, dar îi explic tot ce ține de proporții. Adică, de exemplu, îi explic, uite, sunt ok cu jeansii ăștia atât de largi, nu sunt ok că îi târui pe jos, te rog frumos să-i îndoi. Că de tăiat nici nu poate fi vorba. Îi explic că dacă în partea de jos este atât de oversize, e bine ca în partea de sus să fie mai pe corp orice ar pune, tricou, bluză, cămașă. Câteodată ascultă, câteodată nu. Adică experimentează. să nu fie dulap. Da, dacă nu fie... În partea de jos e foarte largă, partea de sus mai strântă și exact, invers. Exact, dar tot procesul ăsta vine și pe măsură ce uh, crește, pentru că, de exemplu, acum s-a înălțat, e, corpul i-a devenit mult mai feminin, are, a început să aibă forme. Ce spun hainele astea despre adolescenții de astăzi? Acest oversize? Că sunt consumat, consumat, consumerism. Consumerism, consumerism. Asta, asta e ceva la ce chiar ar trebui să lucrăm. Cum? Fo, când uh, o să găsesc uh, un răspuns <laughs> genial, o să te sun indiferent că e miezul nopții sau <laughs> cântă cocoșul în zori. Uh, nu știu, nu știu cum, pentru că Uite, vezi tu, există toate, toate aceste branduri de mass market și acum inclusiv în online găsești și inu de exemplu, care este extrem de ieftin și foarte la îndemâna lor pentru că au pe mii de variante pe care uh, pot să-și le comande, dar e o capcană. Adică n-ar trebui încurajați uh, foarte tare în sensul. A, ăsta. Ai atins ceva foarte important, pentru că foarte mulți părinți zic că oricum sunt foarte ieftine lucrurile pe care ei le comandă. Da, dar este așa de rău pentru termen lung S să gândești așa. De ce? Pentru că e foarte greu mai ieși din zona asta. Îți creezi un obicei? Da, îți creezi un obicei, și în loc să ai o garderobă, ai niște consumabile. Un depozit de consumabile? Da. Adică asta trebuie să învățăm pe copii, dar depinde de fiecare copil în parte. Nu poți să un. O garderobă și un dulap în care depozitezi. Râzele, Când ai o garderobă, zicea, știi că unica. orice piesă din garderoba ta poate fi combinată cu încă alte cinci pe care le ai. Când ai o garderobă, știi care sunt hainele de vară, știi care sunt hainele de iarnă, știi care sunt hainele de vacanță, știi care sunt hainele de școală, știi care sunt hainele de serviciu, știi care sunt hainele de petrecere, le ai separate, le ai organizate, știi că ai pantaloni negri, știi că ai jeans, știi că ai tricouri. Adică atunci când ai o garderobă, practic știi ce ai și în capul tău. Ori când te duci la cumpărături. Când nu ai o garderobă și când îți cumperi compulsiv, pentru că îți place un trend sau altul, uh, intri într-un malaxor din care foarte greu mai ieși. Ce nu-ți place din uh, ce îmbracă astăzi tinerii și adolescenții? Da, nu mai, nu mai sunt în, în perioada aia în care mă aventurez să judec pentru că. E o diversitate atât de mare în acest moment, încât, uh, practic, dacă e să zic că nu-mi place ceva, nu-mi place neatenția la detalii. Pe, în, că, în principiu, tu poți să te îmbraci în orice și eu, eu astăzi, dacă vroiam, puteam să vin îmbrăcată în ketumăn. Dar uh, una este să fii o ketumăn, adică mi-asum, da? Dacă... Îți zic că vin îmbrăcată în catwoman, apoi am, sunt atentă și la machiaj și la păr, mi-l fac în sensul ăla. Înțelegi? Adică asumarea asta, până la ultimul detaliu, o respect. Dacă nu vrei să-ți asumi până la ultimul detaliu, stai minimal. Stai cu minte. Deci ce mă deranjează este când niște oameni vor să-și... Să fie văzuți, observați, să epateze și nu găsesc calea civilizată. Folosesc hainele ca pe o carcasă, nu ca pe un mișloc de comunicare. Încerc să fiu diplomată, de că te-ai prins. Mă deranjează epatarea, inutilă, fără sens, fără explicație. Dar dacă... nu mă deranjează epatarea dacă ea spune o poveste, dacă are sens, dacă are o explicație. Nu mă deranjează. Mă deranjează când e doar așa ca să fie și total nepotrivit. Mă deranjează când oamenii uh, nu au cu ce să-și cumpere o pâine, dar își cumpără niște uh, obiecte extrem de uh, scumpe cu brandul la vedere. Ca să impresioneze. Nu este nevoie, și credeți-mă că nu impresionați pe nimeni cu epatarea, niciodată. E, e o prostie să crezi asta. Mulțumim frumos! O să ne gândim la acest aspect, toți cei care umblăm cu brandurile la vedere. De fapt, te judecă imediat oamenii. Copilul meu, nu spun despre cine e vorba, dar uitându-ne la niște poze pe social media, m-a întrebat dar uh, X are geantă Hermes? Ea știind, Sofie, ce înseamnă o geantă Hermes, știind și că persoana X nu și-ar putea permite. Nu și putea permite. Și gata, te-a te, te judecat de un că copil ai, de... Ai atins un uh, subiect uh, la care nici nu mă gândisem, al uh, fake-urilor. Păi există această capcană? De ce e o capcană să porți un fake? O copie a unui uh, produs de marcă? Pentru că ratezi de fapt ce e mișto de aia. Fake-ul este un fel de dorință. E ca și cum îți dorești, nu știu cea mai bună prăjitură dar te duci și îți iei o Merdenea. Că... ceva cu chimicale și zici că știi? mănânci prăjitura aceea foarte bună exact mie mi se pare că în momentul în care părinții aleg copiile, feicurile și le poartă ca și când ar fi originalele transmit un mesaj greșit copiilor lor clar că poți să păcălești, dar de fapt te păcălești pe tine, exact, asta trăind într-un neadevăr, da. care mai departe se va reflecta în ceea ce faci și în exact. ceea ce spui. Pentru că dacă nu ești 100% adevărat, autentic, nu ai cum să... Și ce înseamnă fake? Fake înseamnă că cineva a, uh, copiat, falsificat, a falsificat, a copiat un produs original de o anumită calitate. Asta înseamnă fake. Tot, până la urmă, știi cum e, ești ceea ce, ne, ceea ce mănânci, dar ești și ceea ce atingi. Ce să le spunem noi copiilor care um, ar prefera să poarte un fake? Cum? cum să Eu sunt o mamă, da? Și copilul meu vrea să-și cumpere o poșetă nu cred sau că... o haină fake. Cum, cum să-l fac să înțeleagă că nu e ok să dezvolte genul ăsta de Eu relație? Eu nu cred că copiii vor să poarte fake-uri. Copiii vor originalul. Este decizia părintelui să nu ia să atunci... fake-ul pentru că nu-și permite originalul și asta este foarte greșit. Pentru că, uite, am fost și noi în situația asta. Am vrut să fiu în această situație. Când mi-a cerut prima pereche de Jordan, cum îi zic ei, la... Niște încălțări. Da, niște încălțări. La modă. Am luat-o lângă mine și am pus-o să se uite împreună cu mine pe site-uri să vadă și cât costă. Și am explicat. În primul rând, costă foarte mult tu crești repede, în general hainele care costă mult, eu le consider investiție, adică le port ani de zile. Tu nu o să poți să porți acești tenis ani de zile pentru că tu crești de la o lună Se la alta. Nici. Da, chiar era într-o perioadă în care nu mai aveam niciun reper, jur. Nu mai știam nici ce număr să-i cumpăr la picior. Și am zis că o să primească de Crăciun sau de ziua ei aceste încălțări, pentru că sunt ceva special. Și că nu ne facem un obicei din a cumpăra lucruri scumpe, mai ales când suntem în creștere. Dar că nu o să iau această bucurie de a experimenta produsul real, că nu îl iau pe cel fake. Foarte bună ideea asta, să nu cumpărăm uh, în perioada de creștere a copiilor și să le spunem lucruri care sincer, pot să fie investiții, de, ce? de fapt. De pe care le pot purta exact. foarte multă vreme. Și trebuie să fie copiii, trebuie să fie conștienți de costul lucrurilor. Ei chiar sunt interesați dacă stai de vorbă cu ei. Dacă le zici dintr-o dată, le tai macaroana și le zici nu... Nu am sau nu deci, pot? concluzie. Încercăm să nu purtăm uh, copii fake-uri și să nu transmitem copiilor mesajul că putem să fim falși uh, și să facem Dar știi o ilegalitate. Dar că se transmite subliminal chestia asta? Că dacă, dacă tu decizi să cumperi un fake, după aia devii cumva uh, confortabil cu ideea de a fii deci, cu Dragi ascultători, ce am înțeles eu din întâlnirea de astăzi cu Enike Santo, stilista <laughs> noastră, este că nu putem să... Alegem altă cale de a educa stilul vestimentar al copiilor noștri decât fiind modele bune. No modele normal. bune înseamnă să avem o garderobă și nu un depozit de haine. Modele bune pentru copiii noștri înseamnă să ne um, a, aranjăm cu grijă și cu atenție când ieșim din casă. Să a, ne și mai vreau să zic că ceva că fiecare haină transmite un mesaj. Vă rog din suflet, mai ales Așa. pe tine Mirela Că tu ai această putere Vă rog Că stați toată ziua pe telefoane Și vă uitați pe Instagram, pe Facebook Pă pierdeți vremea aiurea uh, Și citiți tot felul de, Vă uitați la tot felul de poze Care mai de care mai Fără sens uh, Mirela râde, cea pe ascuns, dar vă rog, vă rog, vă rog din suflet, documentați-vă vis-a-vis de brandurile românești. Pentru că sunt branduri românești în acest moment, aici, la noi, în țară, sub fundul nostru, care produc uh, pantofi, cămăși, uh, paltoane, uh, tot ce trebuie, basic, în garderobă, există branduri românești care produc. Ah, ce și frumos. care produc Mulțumim. calitate. Și documentați-vă, și încercați să cumpărați de la branduri românești. Pentru că chestia asta, chiar dacă pare așa, eu sunt guroaică și vă zic: <laughs> să, <laughs> să cumpărați cu de la branduri românești că trăim în România și aceste branduri, care uh, nu vreți să știți cât de greu e, să faci calitate pe încălțăminte și pe haine. Chiar este foarte greu. Foarte puțină lume știe. Și aceste branduri se, se chinuie de ani de zile. Știu branduri care uh, erau să închidă în 2020 business-ul. Santo, v-am adus cadou un brand românesc. Ia uite, ia uite te ce frumos. Ți-am adus cadou Mulțumesc, un tricou frumos. de mamă de gașcă. Ești mamă de gașcă? Sunt clar. N-am intrat în tema asta. Că Mama zmeilor. e, frică. -e frică de să vorbesc despre prea asta, așa că te-am lăsat în zona de haine și ți-am adus și un joc, iar dacă Sofie mare, puteți să vă jucați, am o căsuță mică, e pe principiu... Că mă joc cu Paul. Nu te supăra, frate, <laughs> da, cu dragul meu, Paul, soțul tău și uite, jocuri de jucat toamna, tot cu Paul, dacă nu mai vrea copilul să se joace cu voi. Da, găsim găsim Găsiți, noi copii, părinți care au copii mici și, și, și vor niște părinți de împrumut, noi acceptăm. Nu întâmplător, toate aceste trei produse, jocul, am o căsuță să-mi că această carte jocuri de jucat toamna cu aproape 70 de idei de jocuri și un tricou cu mamă sau tată de gașcă, poate să-l câștige unul dintre voi. Dacă intrați acum pe Facebook, pe contul Părinți de Gașcă și răspundeți acolo frumos la provocarea de astăzi. Și o să vă rog astăzi, pentru că mi s-a părut foarte frumos exercițiul din prima parte a discuției, să Descrieți o amintire pe care o aveți cu mama voastră tânără, cu mama voastră din vremea copilăriei voastre, să descrieți vestimentația, aspectul, felul în care ea arăta. Enic, îți mulțumesc foarte mult. Questionem mulțumesc, Siveșen, mulțumesc, mulțumesc frumos. E foarte, am fost foarte cu minte. E foarte mișto aici la voi. Da, Andă, mulțumesc. Am, fost, am, fost, cu minte că na, un stilist să vorbească la radio e un pic dezavantajat, că nu am ce nu am, <laughs> nu am ce să arăt. Da, e mișto. Îți și mulțumesc mă bucur că, -ai îmbrăcat că în dungi, asta. Normal. Că ai intrat în uniforma părinților de gașcă. Sunt alături de voi. Mulțumesc frumos! O să ne mai întâlnim cu Enică Santo pentru că abia începe adolescența fiicei ei Sofia și o să mai avem multe lucruri de povestit, dar n-am vrut să insist prea tare pe aspectul acesta. Dragilor, ați înțeles, e foarte clar trebuie să fim modele pentru copiii noștri din toate punctele de vedere, inclusiv din punct de vedere vestimentar. Eu sunt Mirela Retegan și te invit să nu ratezi această întâlnire pe care eu am avut-o cu Enike. Dacă n-ai reușit să asculți toată emisiunea, o găsești pe Spotify și pe YouTube. Până atunci să nu uiți că în spatele unui copil bucuros stă întotdeauna un părinte de gașcă. Părinți de gașcă cu Mirela Retegan la Europa FM.